Să ascultăm uh, Cuvântul lui Dumnezeu și vom citi din Cartea Exodului, capitolul 6, primele 9 versete. Exodul, capitolul 6, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece, da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara, țara Canaan, țara călătorilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel care îi ține egiptenii în robie și m-am adus aminte de legământul meu. De aceea, spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu, voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, vă voi da o înstăpânire, eu, Domnul. Astfel a vorbit Moise, copilul lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau, i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Amin. Să ocupăm locurile. Este atât de dureros versetul acesta ultim pe care l-am citit, dar deznădejdea și robia aspră la care au fost supuși i-au împiedicat să asculte pe Moise, să asculte mesajul lui Dumnezeu. De la bun început în această seară vreau să spun că atunci când cădem în descurajare, în deznădejde, suntem în pericol să nu mai auzim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul eliberării divine, promisiunea eliberării lui Dumnezeu. Dar că există un pericol major în faptul că ești descurajat în această seară, este că descurajarea te împiedică să auzi mesajul speranței divine predicat de la anvonul bisericii. Haideți să vedem ce se întâmplă cu noi atunci când suntem descurajați. Când suntem descurajați. Este de fapt tip, uh, titlul predicii mele din această seară. Uh, mulțumesc Domnului care l-a călăuzit și pe Cristi, nici nu am discutat cu el deloc care este predica mea de astăzi și văd că Domnul ne-a călăuzit în așa fel încât ambele mesaje au fost pe această direcție atât în limba engleză cât și în limba română acum, așa cum avem obicei în fiecare duminică seara, pentru că noi suntem o biserică bilingvă, așa -i? Slăvit să fie Domnul pentru asta. Vreau să încep cu o ilustrație care cred că ați auzit-o de foarte multe ori, este foarte drăguță, un bătrânel așa la 80 de ani, în sfârșit și-a cumpărat și el mobil phone, telefon mobil, nu? nu, se mai poate fără el astăzi. A, țin minte când a apărut telefoanele mobile în România, erau niște reclame foarte drăguțe la telefonul mobil, venea țăranul cu căruța plină de fân. Și când se apropie de sat, scoate mobilul și sună, zice, Mărie, deschide poarta că vin aici la colț. Mărie trebuia să deschide vramița, să intre Ion cu fânul în curte. Apropo de asta, dacă aveți nevoie de vreo umilință așa tehnică, mergeți în România să vedeți ce telefoane tari au românii. Au niște linii telefonice mai bune decât noi, okay? pentru că începând de la zero au început cu ultima tehnologie, cu ultimul recnet. Și telefonul mobil este un fel de obsesie națională. Au descoperit, cunosc câțiva din România care au descoperit că poți foarte ușor să treci de la o companie la alta, te super, pe aia nu îi mai plătești, îți anulează telefonul, te duci la celălalt, păcălești pe aia la Deci tot timpul au telefoane noi, au numere noi. Dacă vrei să găsești, foarte greu îi dai de ei. Bătrânul și-a cumpărat și el un telefon mobil, și când pleca de acasă, tot tipul soția îl suna să vadă unde se află, totul este în regulă, nu? Într-o dimineață, după ce a plecat de acasă cu mașina, soția au auzit la radio că pe expresul pe care trebuia să meargă bătrânul e o aglomerație foarte mare, blocare de circulație, pentru că cineva conduce în sens invers pe expres. Și l-a sunat pe. Soțul ei spune, ai grijă, dragă, că am auzit la radio că un nebun a intrat pe sens invers. La care bătrânul spune, să o crezi tu, sunt sute de nebuni care circulă invers. <laughs> Uneori, problemele noastre uh, ni se par normalități și apoi oamenii care nu le au, par ieșit din normal, nu-i așa? Mai ales când cădem într-o descurajare. Ni se pare că este normal, normală situația în care suntem și oamenii care sunt optimiști, care sunt veseli, care sunt, mă rog, duc o viață normală, ni se pare că nu-i cea mai regulă cu ei, nu-i așa? Ăștia prea zâmbesc, domnule, sunt prea fericiți. Pentru că normalul vieții pare să fie starea depresivă de descurajare în care noi ne aflăm. Și ne enervează ăștia care sunt optimiști, nu-i așa? Ne, ne supără, nu e ceva în regulă cu ei. Ăsta e prea vesel, domnule. În literatura românească, mai ales în apărut în timpul comunismului, literatura care pe urma, a ieșit din sertare și a fost publicată, există un roman foarte interesant care vorbea de fapt despre situația românului sub comunism. Într-un sat apare un doctor, vine un doctor într-un sat și datorită faptului că un câine turbat a mușcat pe cineva din sat, încet, încet tot satul ăsta turbează. Singurul om normal din sat care nu era turbat era doctorul, Okay? Care încerca să-i salveze pe tot, toată lumea. Care este concluzia sătenilor, care toți erau inoculați cu microbul acesta de turbare, este că nu-i ceva în regulă cu doctorul. Nu e în regulă cu doctorul și o hotărăs tot să-l omoare pe doctor, pentru că ăsta e nebun, nu, nu era normal. Atunci când descurajarea noastră ne cuprinde inima, ea devine un fel de normalitate a vieții noastre, și credem că și alții, dacă sunt oameni serioși, trebuie să fie la fel ca noi. Ce știm despre descurajare? Câteva lucruri uh, esențiale despre fenomenul acesta: a descurajării. Haideți să vedem ce știm despre descurajare. În primul rând, vreau să afirm că descurajarea este universală. Orice om din lumea asta, mai devreme sau mai târziu, trece prin descurajare. Confruntat cu viața, cu uh, problemele ei, așa, orice om trece prin descurajare. Avem înfrângeri, avem pierderi, uh, suntem respinși, avem insuccese. Fiecare din noi trecem prin această perioadă de descurajare. De aceea, nu considerați că este particulară numai familiei tale sau numai tu treci prin asta. Orice om care a trăit și trăiește în lumea asta va trece prin descurajare. Câți dintre dumneavoastră ați fost descurajat săptămâna asta? Aveți curaj să o spuneți? Iată câteva mâini. Ai impresia că, domnule, indiferent ce faci, nu? Obții exact același rezultat muncești mai multe ore, același, același câștig. Uh, orice efort faci, se pare că nu se schimbă nimic și uh, încep să fii descurajat. Dacă este o vreo mângâiere în treaba asta, ascultați-mă bine, toți trecem prin lucrul ăsta. Toți oamenii care au trăit vreodată trec prin asta. Știți că și actorii ăștia faimoși de la Hollywood, care nu mai pot de... Fericire, zicem noi, nu? Și de bani, și de faimă, și ăștia sunt descurajați. Știți că rata sinuciderilor între ei e mai mare ca între noi, ăștia, în alții care nu suntem stele chiar așa mari. Nu? Toți sunt descurajați, toți oamenii trec prin descurajare. A doua, al doilea adevăr care trebuie să-l știți despre descurajare este că ea este contagioasă. Știți ce se întâmplă când trăiești în jurul unui om descurajat? devii și tu descurajat. Nu? Ăsta vorbește tot timpul de înfrângerile lui, vorbește tot timpul de eșecurile lui, de boala sa, de respingerea sa, de durerea sa. Acum, fiind în lumea asta a blogurilor, nu așa, dau de oameni descurajați. Din primele fraze știu cu cine am de-a face, din primele două propoziții știu cu cine am de-a face. Uh, nu numai că el este descurajat, dar el vrea să descurajeze și pe alții. Nu? Uh, el a descoperit că nu se poate și vrea să convingă pe toată lumea că nu se poate. Nu? E ca un comitet de biserică. Nu? Știți de definiția, mai spus-o. Un comitet e format din oameni care individual știu că nu se poate face nimic. Și care se adună la o altă să decide că nu se poate face nimic. Nu? E, e teribilă chestia asta, nu? Descurajarea este contagioasă, te molipsești de, de ea. Devenim și noi descurajați cu ăla de lângă noi. Se povestește că într-o zi un polițist a văzut pe cineva care voia să sară de pe un pod. Era deja pe buza prăpastiei, stătea acolo și s-a dus polițistul lângă el și l-a întrebat Hei, ce s-a întâmplat?" Sunt descurajat, vreau să mor, vreau să mă sinucid. Hai, povestește-mi ce se întâmplă și a povestit. Și au sărit împreună amândoi. <laughs> nu? Descurajarea este molipsitoare. Este molipsitoare. Uh, Stai lângă oameni care uh, sunt descurajați de viață și devii și tu descurajat de viață. Apoi, în al treilea rând, când suntem descurajați, această descurajare ne împiedică să fim eficienți în mâna lui Dumnezeu. Cineva a spus că nici Dumnezeu, nici omul, nu poate folosi un om descurajat. Iată ce s-a întâmplat cu acești evrei. Spuneau că descurajarea lor, deznădejdea lor, i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Nu au auzit nimic. Oh frumoase lucruri, dar situația noastră asta e. E grozav mesajul ăsta, libertate, țară, lapte și miere. Oh, ia. Dar nu în cazul nostru, nu? Eu m-am născut rob, tata a fost rob, bunicul a fost rob, am auzit că 400 de ani, tot rob. Nu există altă soluție decât robie. Noi suntem deja resemnați în această stare de robie. Noi nu putem ieși de aici. Citesc articole despre români, despre România și foarte mulți scritori, ziariști, mai ales de astăzi, absolut sunt convinși 100% că nu se poate face nimic. Că suntem un popor balcanic, că suntem mutilați sufletește, moral, că nu există nicio șansă pentru nația noastră, ok? Când îi citești, devii și tu descurajat ca ei și cu un asemenea popor descurajat, cu un asemenea popor deznădăjduit, nu se poate face nimic. Nu se poate face nimic. Dacă este vreun optimist printre noi, știți bine, Vorba aceea, zice pesimistul, zice mai, mai rău nu se poate. Și optimistul zice, ba se poate. Ba se poate mai rău decât de este acum, nu? E teribilă chestia asta. Și atunci, cu un asemenea om descurajat, nu mai poate lucra nimeni. Nici măcar Dumnezeu nu te mai poate folosi pentru că tu ești deznădăjduit, tu ești descurajat total. În al patrulea rând, Descurajarea ne face să ne izolăm unii de alții. Să ne izolăm unii de alții. Devenim preocupați de noi înșine, de problema noastră, de suferința noastră, de, de, de ceea ce ni s-a luat, ceea ce nu mai avem. Nu îi mai putem ajuta pe ceilalți și nu mai suntem deloc preocupați de problemele lor pentru că avem noi problemele noastre. Știți că descurajarea este instrumentul preferat al satanei? Pentru că prin ea ne izolează unul de celălalt. A, noi suntem o biserică mică, noi nu putem ajuta pe nimeni. Vă rog să ne iertați, noi trebuie să ne cumpărăm biserică. Mergeți la Happy Valley, biserică mare, mergeți la altceva. Noi, noi nu putem face nimic. Noi nu putem face nimic, suntem mici, slabi puțini, începători, nu avem. Știți filozofia asta. Îl respingem pe ăsta, respingem pe celălalt și într-o zi nu mai vine nimeni la noi. E așa? Cine vine la cine nu mai primește oaspeți. Nu mai vine. O, oh, la noi nu, nu, nu putem să vă invităm, așa? E un dezastru la noi în casă. Nu? florurile, it's upside down, suntem în construcție. Soțul meu nu are geaba acum, dar într-o zi, când o să fie bine, o să vă invităm la noi la dină. Se pare că nu i mai bine niciodată, că anul ăsta se întâmplă ceva cu florurile, mâine se întâmplă cu pereții, poi mâine cu geamurile, anul viitor, cine știe ce se mai întâmplă, ne izolăm unul de celălalt pentru că suntem preocupați de problema noastră, de noi înșine. Noi suntem bolnavi, noi suntem bătrâni, noi suntem singuri, noi nu avem, noi nu știm. Robia e prea lungă. Ne izolăm de ceilalți și facem așa cum spunea Cristi, piriparei. Umflăm baloanele și ne plângem de milă singuri. Ne plângem de milă singuri. Și Doamne ferește să dai peste unul de răsă să-l întrebi, how are you? <laughs> A basculat peste tine tot ce are el <laughs> pe suflet, nu-i așa? Și îți spune și spune. Și apoi săriți amândoi de pe pod. Că altă soluție nu mai este. Nu-i așa? Descurajarea apoi este o pierdere temporară a perspectivei. Tendința de a ne concentra asupra problemelor noastre, de a ne autocompătimi, ne duce să pierdem perspectiva corectă a vieții și a evenimentelor. Trecem de la cele spirituale la cele egoiste. Trecem de la cele eterne la cele temporare. Uităm cine conduce lumea. Uităm că Dumnezeu conduce lumea. Suntem uh, într-o pierdere temporară a perspectivei. Nu știm corect care sunt valorile adevărate care ar trebui să stea la baza existenței noastre. Totuși, este și o notă de încurajare aici. descurajarea, uh, spunea cineva, uh, poate să ducă și să fie înaintea unei binecuvântări a Domnului. Poate să preceadă binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată ce spunea Spurgeon. Norii sunt mai negri înainte de ploaie. Aruncă umbre grele înainte de a da drumul potopului de har. Descurajarea este un profet în haine aspre, în haine de cămilă, dacă vreți, un fel de Ioan Botezătorul. Când dă peste tine, așteaptă-te la o binecuvântare. Dumnezeu are ceva cu perioada asta din viața ta. Nu întâmplător a venit. Începe să vezi lucrurile așa. Și vei vedea că vei scăpa mai repede de descurajarea aceea. Vei scăpa mai repede de deznădejde. Dacă ne gândim puțin la motivele de descurajare ale evreilor, ale poporului evreu, menționate... În Cartea Sfântă, în Cartea Exodului, descoperim câteva lucruri importante aici. În primul rând, au stat prea mult în robie, un timp prea îndelungat în robie, 400 de ani, 400 de ani. Cu cât situația neplăcută sau situația care a dus la descurajarea ta este mai îndelungată, cu atât mai mult i-aș prinde rădăcinile mai tare în viața ta. Te-a te convins în timp că nu poți să scapi de ea. 400 de ani, probabil cu oamenii aceștia au spus așa, uh, suferim de prea multă vreme, întunericul acestei robii este prea lung, generații la rând s-au născut în această robie ne-am resemnat, ne-am obișnuit cu ea, ne-am născut în jug, în jugo să murim. Nu? Ați auzit oameni care spun, nu să putem scăpa de asta niciodată. Și asta este self-fulfilling prophecy. Este prorocie care ți-o faci singur și o împlinești. În loc să spui, am să scap de aici, am să ies de aici, am să fac ceva cu viața mea, am să-mi schimb circunstanțele, am să mă rog până Dumnezeu deschide o ușă, am să exersez cu ce a rămas, cu picioarele, până când, când am să cânt sonata lunii la pian, ok? Cu picioarele. Am să exersez până când uh, o să umblu din nou. Sunt cazuri în, în lumea medicinei extraordinare. Oameni care și-au au trecut, trecut prin struc, au nu au mai putut să umble, și-au și -au pierdut abilitatea și capacitatea să umble. Așa exerciții au făcut și așa putere de voință până au pornit din nou. N-ați văzut oameni care au alergat la o Olimpiadă pe picioare de metal, pe proteze? Extraordinar suntem uimiți întotdeauna, pentru că oamenii aceștia au zis așa, eu n-am să mă las bătut de lucrurile astea. Eu m-am născut într-un sat foarte mic și sărac. Zilele astea am publicat câteva dintre amintirele tatălui meu despre sat și asta m-a obligat într-un fel să mă duc înapoi în lumea satului în care eu m-am născut. Și, și, eu aș fi putut spune exact ceea ce au spus alți oameni din sat. Domnule, părinții mei s-au născut în satul ăsta, au fost sărani, bunicul a fost săran, taică că s fost țăran, rămân și eu țăran pentru restul vieții mele. Astăzi eram țăran. Dar a fost o zi în viața mea în care am hotărât că eu n-am să umblu pe aceeași cale. Nu mi-a plăcut sapa, nu mi-a plăcut coasa, nu mi-a plăcut. Am protestat, am plecat la școală, am început să studiez. Nu m-am resemnat în situația aceea. Nu te resemna în înfrângerea în care ești acum. Sunt în tine posibilități puse de Dumnezeu mult mai mari, mult mai extraordinare. Folosește-te de ele încearcă-le, încearcă de mii de ori, așa cum zicea Cristi despre Edison, până să aprinde becul. Insistă. Oamenii aceștia apoi n-au cunoscut libertatea niciodată. Probabil că au cunoscut-o din istorie. Cine știe, din moș strămoș circulau ceva legende despre Avram, care a plecat, domnule, când i-a trecut lui prin cap, au Au plecat din țara în care a locuit el și s-a dus călăuzit de Dumnezeu spre o țară pe care Dumnezeu a promis i-o de Lui. Wow! Când, de fapt, acum tu nu poți să mergi nici până în satul vecin, până nu raportezi la stăpânul de sclavi care te are în evidență. Nu? Cei care a străcut granița care a sfugit din România comunistă. Știți exact despre ceea ce vorbesc. Eram student și ne-au dat voie să mergem pentru o singură zi la Budapesta. Ne-au îmbarcat într-un tren, ne-au numărat, am avut pașaport comun. Prin prima dată în viața mea, când am avut pașaport, am avut pașaport comun. Comun cu vreo 50-100, nu știu câți am fost ne-au dus din Timișoara până în Budapesta și s-au uitat la ceas, au fost nouă dimineața și ne-au spus la ora 6 seara sunteți înapoi în gara asta. Și am fost. Cu pașaportul comun nu putem trece în altă parte. Și ne era și frică să mergem. Unde, unde să te duci, domnule, auzi? Nu ai voie. Tu ești născut rob, nu? ești în cutiuța asta, trebuie să stai în cutiuța aia. Trebuie să te bucuri de libertatea care ți se dă. Dacă se mută un pic gardul mai încolo, ai un pic spațiu de mișcare, nu? Și ne-au lăsat o zi să respirăm până în Ungaria. Ar fost însă români care au spus așa inafiți, inafi. Lumea asta e mult mai mare decât granițele acestei fericiri comuniste, ok? O să trecem granița au trecut-o în not Dunărea, au trecut-o printre gloanțele grănicerilor, unul și-a făcut un submarin, a trecut pe sub apă, au găsit soluții să iasă afară spre libertate. Au crezut că există libertate. De uitați-vă la evrei aceștia, s-au născut în robie și acum a venit cineva să le vorbească despre libertate. Și nu mai puteau crede că există libertate. Se spune despre citas, nu știu cum e în limba română numele acestui animal. Căutați într-un dicționar, Google, repede. Okay. Este neam cu tigru, cu leopardul, cu toate astea, așa. Ce, știți cum, cum le țin pe astea? Le... un gar de trei fiți, de un metru, Atâta trebuie. Astea pot să sară peste obstacole de 4-5 metri înălțime. Dar nu sar peste gardul ăla, pentru că gardul ăla este din lemn sau din piatră și ele nu văd unde o să cadă, unde o să sară. Dacă ea, animalul ăsta nu vede unde aterizează, ea nu sare. Nu să știe ce este dincolo de gard. Okay? Nu să știe ce este dincolo de gard. Și pentru că ea nu știe ce este dincolo de gard, stă în spatele gardului de un metru. Poate sări peste gardul de 5 metri, dacă vreți, dar nu sare peste asta, pentru că nu vede unde sare. Wow! Foarte mulți dintre noi așa suntem. Am sări dacă am ști unde aterizăm, așa -i? Și dacă am aterizat bine. În picioare, în aplauzele tuturor, s-ar putea să aterizăm în cap, s-ar putea să aterizăm și atunci nu sărim. Nu riscăm asta, nu riscăm cealaltă, nu riscăm și stăm în gardul în care suntem. Nu investim în business, nu mai angajăm pe nimeni, e foarte riscant. Mai angajezi unul, you never know, peste cine dai. Spuneți-mi, oameni de afaceri, mai că așa este, mulți, mulți își dezvoltă business-ul până, până la limita fricii sale. Unui nici măcar nu angajează pe cineva, lucrează numai cât poate el. Nu riscăm nimic. Stăm în limitele cunoscute. Stăm în granițele um, confortului nostru, în zona noastră de confort. Știți că aplicăm regulile astea și la biserică, nu avem bani, suntem puțini, nu putem, nu așa. Oh, când mi-am cumpărat casă, mi-am cumpărat o casă de 500 de mii. Prin credință că Domnul mă ajută să o pot plăti, nu? Ei, când cumpărăm biserică, a, nu se poate. ah, nu. Dar dar suntem 50, suntem 100. Să, să o nu, nu, nu putem. Nu. nu știi, frate, ce este dincolo de gard. Dacă aterizăm, dacă dincolo de gard de ceva, și atunci stăm în limitele noastre. Cu mințenia asta economică, este orice, dacă vreți, în afară de credință. Orice altceva, în afară de credință. Credința se duce fără să știe unde merge. Avram spune că el prin credință s-a dus fără să știe încotro se duce. Credința se bazează nu pe banii mei, nu pe resursele mele, nu pe inteligența mea, nu pe nimic altceva decât pe Dumnezeul meu, care va fi cu mine și mă va ajuta, care îmi va da izbândă. Te duci în numele Lui, te duci la sălbatici de nu știu ce junglă, te duci în altă țară ca misionar, investești în împărăția Lui. n-au cunoscut libertatea doar din istorie, erau resemnați cu robia, cu situația existentă, și la care toate se mai adăuga și încă un element, extenuarea fizică și emoțională a robiei. Nu este deloc să fie ușor să fii rob, nu? Obosit, um, Așa cum se zicea Cristi, tot timpul obosit, tot timpul extenuat, n-ai dormit destul niciodată. Și atunci vine cineva și îți vorbește despre credință, nu? Vorbește despre libertate, țară de lapte și miere. Fugi de aici, Domnule. Nu i așa că atunci nu mai auzi nici pe Domnul, nici pe oamenii lui Dumnezeu. Mergi la biserică și nu-ți mai ajută la nimic. Nu mai poți cânta, nu te mai poți ruga. Nu-l mai auzi pe Domnul și Domnul încearcă să-ți vorbească de foarte multe ori și nu-l mai auzi. Eu are tired. eu are sick and tired. <laughs> no. Ești deci, sătul de toate lucrurile, ești obosit, robia asta e prea lungă, gardul prea mare. Și atunci suntem ca evrei care, mai ascultați încă o dată versetul, dar deznedejdea și robia aspră în care s-au aflat, i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Robia aspră și deznădejdea. I-au împedicat să mai audă mesajul lui Dumnezeu. Haideți să vedem că, totuși, în descurajare, Dumnezeu ne vorbește și să vedem ce se întâmplă. De ce oare nu auzim vocea Domnului atunci când suntem descurajați? Cineva spunea, s-ar putea fi o, să fie o problemă născută din durere. Prea multă suferință, prea multă durere. Durerea ne compleșește simțurile. Nu vedem și nu simțim altceva decât durerea noastră. Pierderea celui drag, divorț, separare, despărțirea de un copil, de cineva drag, pierderea unei averi, unei poziții, a unei situații. Și atunci nu mai simțim și nu mai auzim vocea Domnului datorită acestei dureri pe care o avem. Alții spuneam, spun că este o problemă de timp. Părinții noștri s-au rugat pentru noi, mama s-a rugat, tata s-a rugat, bunicii s-au rugat, nu s-a întâmplat nimica, nu mai credem că va veni izbăvirea noastră. Nu, nu mai credem că este. Este prea îndelungată robia asta în care suntem. Am auzit de o fetiță care s-a rugat cam așa și a zis Doamne Dumnezeule, Tu ești real, ești adevărat, Multe lume nu crede că tu existi. Ar trebui să faci ceva cât mai repede cu putință. Ar trebui să faci ceva. Că lumea nu mai crede că există. A trecut prea multe vreme. Și am început să nu mai credem că există vindecare, să nu, nu mai credem că există bucurie, că există fericire, că există noroc în viața asta. Că numai nenoroc am văzut și numai eșecuri am văzut. Alții spun că nu este numai o problemă de. Durere de timp, este și de atitudine. Ce se petrece cu noi atunci când situația se înrăutățește? Când robia, agonia asta devine prea lungă? Cineva a spus că Dumnezeu alege prin ce trecem noi, dar noi alegem cum trecem prin lucrul acela. Nu este important ceea ce mi se întâmplă mie. Ce este important cum reacționez eu la ceea ce mi se întâmplă mie. Nu vi se pare că uneori suntem extrem de sensibili, suntem prea sensibili, punem la inimă absolut tot ce vine și ce trece peste noi. Construiam Biserica de la Oradea, o construiam în timpul comunism comunismului fără autorizație, sufeream din pricina mă rog, eram duși la securitate, amenzi, presiunea din afară era teribilă. Dar s-a întâmplat ceva cu care eu nu am fost obișnuit deloc. Am început să primesc scrisori anonime de la frați. De la frații din biserică care spuneau așa, ne-ați nenorocit și tu și socrul tău, pastorul bisericii, ne-ați băgat în treaba asta, sunteți vinovați dacă nu va apuca în bădăiele astea să construiți o biserică fără autorizație, noi am fi avut liniște și pace. Și aveau dreptate, că așa era, nu? Că până atunci nu am avut asemenea probleme. Acum aveam amenzi, am plătit 90 de mii de lei amende. Știți ce înseamnă 90 de mii pe vremea aceea? O Dacie 1300 era 70 de mii, eu știu. 90 de mii. Salarul meu de inginer pe șantier era 2500 pe lună. Și primeam 3000 de lei pe zi amendă. 3000 de lei pe zi. Frații de la biserică au hotărât să plătim amenzile și nu eram amendat numai eu, era și socrul meu, pastorul bisericii, și și responsabilul bisericii. Deci erau 9000 de lei pe zi. Și 10 zile la rând ne-am dus în fiecare zi și am plătit 9000 de lei. Pentru că voiam să construim biserica aceasta, nu contează cu ce preț. Voiam să terminăm. Dar au venit scrisoarele fraților. Ați construit din mândrie, ați vrut să arătați cine sunteți, sunteți niște revoltați, niște răsculați, nu respectați stăpânirile lăsate de Dumnezeu pe pământ. <gântuia> Am auzit frazele asta, nu? Nu eram deloc pregătit pentru asemenea lucruri. Socrul meu, săracul, deja el a auzit așa multe la viața lui, mă nu mai ufle, aruncă-le la coadă. Asta nu trebuie să le bagi în seamă. Eu nu dure, dormeam nopțile din pricina asta. Eram la o carierei mele, că știți cum e. Prima dată e mai greu până ajungi ca un fel de brânză din aia elvețiană sau șuițără, nu? Toate cu găuri. Atâtea gloanțe trec prin tine că devii ca o brânză din aia. Pe urmă e mai ușor că gloanțele trec prin vechile găuri. nu mai simți în cazurile care vin. Dar eu eram la început, eram brânză proaspătă. Și au început găurile să vină și veneau de la frați. Și era o chestie teribilă. La mine era o problemă de atitudine, acum. Nu știam să trec prin problemele acelea. Sufeream. Socrul meu, care era versat în. Nu s-a întâmplat nimic. Dormea foarte bine noaptea. Eu nu dormeam din pricina lor. Care este atitudinea ta? Necazul ăsta care s-a întâmplat. Cum reacționezi la el? Pentru că ăsta, lucrul ăsta este important. Cum reacționezi la el? Uneori ni se întâmplă lucruri mărunte și facem din ele un munte mare, o problemă uriașă, nu e așa? A, ah, păi ne plângem și la unul și la altul și suntem obsedați și tot timpul povestim numai de chestiunea aceea. Ce-ar fi să le lăsăm în mâna Domnului? Mie mi-au tre mi trebuit mulți ani până când am învățat că biserica nu e a mea. Ok? Nu e a mea. Atât de mult au repetat frații ăștia, zicea, unde te duci la biserică? La Lascău. Biserica la Lascău, era a mea. Nu? Și apoi sufeream pentru biserica asta a mea, bani avea bani, ba avea vreun scandal, ba nemulțumire, ba una, ba alta, tot timpul era ceva. Însă am găsit într-o zi o caricatură extraordinar de faină. Publicam revista Exodus și ne inspiram foarte mult dintr-o revistă americană numită Leadership. Nu mulți ani a funcționat, revista aia a închis-o și mare păcat. Ne inspiram de la revista aceea, nu numai materialele care le publicau, dar eram fascinați de modalitatea de prezentare, de grafica de prezentare a reviste și ne inspiram cum să arate și a noastră tot cam la nivelul acela. Și pe coperta din spate a revistei am găsit într-o zi o caricatură extraordinară. Era un păstor pe post de melc, ducea casa în spate, ducea biserica în spate, pe un deal. Curgeau sudorile pe el, în patru labe căra biserica Domnului sau biserica lui în spate, nu? La geamuri, ferestrele deschise, frate, stăteau cu cotul pe fereastră, admirau peisajul, nu? Și ăsta căra biserica în spate. Când am văzut caricatura aceea, am zis, Doamne, Dumnezeu, ăsta-s eu. Ăsta-s ăsta eu. Și am hotărât în ziua aceea că asta nu e biserica mea, e biserica Domnului și n-am să o mai car în spate niciodată. Nu cochilia mea, e cochilia lui, e biserica Domnului. Și am învățat, începând din ziua aceea, și seara spuneam așa, Doamne, vezi că biserica asta ta are niște necazuri. N-are bani, sunt niște scandalagii, pe aici fă ceva, că eu mă duc să mă culc. <laughs> ok? Până una alta. Am învățat să am altă atitudine față de Cochilie asta de care o căram în spate de atâția ani. Ce faci cu necazul ăsta? O să-l cari în spate în continuare ca un melc, plângându-te tot timpul? Sau o să hotărăști într-o zi că lumea asta nu e a ta? Este o poveste, cred că adevărată. Era în timpul celui de-al doilea război mondial, un ambasador nu putea dormi noaptea, era îngrijorat de soarta țării sale, amenințată de Hitler, de război, de suferințe. Și secretarul ambasadei l-a văzut pe ambasadorul ăsta cât de mult suferă și era înnebunit de, de situația aia politică. L-a luat deoparte și a spus, domnul ambasador, înainte de a porni războiul ăsta mondial, Dumnezeu conducea lumea asta sau nu? Deci, sigur că da. Ha. Înainte ca Dumnezeu să fie ambasador, lumea asta era condusă de Dumnezeu? Sigur că da. După ce nu o să mai fie ambasador, o să conducă Dumnezeu lumea asta? Sigur că da. Și deci, n-ați putea să lăsați să, o conducă și în timp ce sunteți ambasador? <laughs> n-ați vrea să lăsați pe Dumnezeu să conducă lumea asta? Și în timp ce cred că dumneatale ai ceva de zis, ceva de făcut în ea, lasă-L pe Dumnezeu să o conducă. Lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de problema ta. Schimbă-ți atitudinea. Lasă cochilia jos. Poate fi o problemă de credință, nu? Aș vrea să mai zic ceva la chestiunea asta cu atitudinea am citit că un marinar din timpul războiului din Golf, stând pe unul din portavioanele ale americane, s-a gândit el la necazurile și problemele lui de parte de casă, de familie, eu știu, în mașina aia de metal închis undeva într-un spațiu din ăla foarte îngus, unde no privacy, nu există privacy, așa, s-a gândit el mai bine și a scris pe hârtie și bine binecuvântările de a fi marinar în timpul unui război. S-a gândit și la binecuvântări și la lucrurile pozitive. Ascultați! De deci, ce? Nu trebuie să îndurăm toate căldurile, pentru că avem aer condiționat aici. Nu plătim pentru el. Um, nu, avem, nu mă tem de scorpion, de vipere. Singurul lucru care mă, deranjează este mirosul ciorapilor, vecinilor. Putem face duș o dată pe zi. Putem merge la pescuit atunci când e mai liniște. Nu trebuie să mergem la margine, aruncăm să suntem la pescuit tot timpul. Nu trebuie să mă îngrijorez de prețul benzinei. Ăștia mă transportă free. Nu am necazuri cu traficul de dimineață, nu? Cum ajung la servici. Poșta e gratuită. A făcut o listă întreagă de binecuvântări, de, de avantaje să fii într-o navă din aia de război, nu? Iată, iată că și acolo, dacă ai o atitudine bună, pozitivă, poți să te bucuri de lucrurile fine care, care există. Ar putea fi o problemă de credință. Necredința pune circumstanțele între noi și Dumnezeu. Credința însă îl pune pe Dumnezeu între noi și circumstanțele prin care noi trecem. Haideți să ne gândim la încheiere, la câteva lucruri în concluzie pe care ar trebui să le învățăm din lecția aceasta. Și, în primul rând, aș vrea să menționez că atunci când vine descurajarea în viața noastră, privește și ascultă ce vrea Dumnezeu să te învețe. Este un scop pentru care treci prin situația prin care treci. Dumnezeu are ceva de spus, Dumnezeu are o lecție pe care trebuie să o înveți. De aceea este întâmplarea asta nefericită sau situația asta grea prin care treci tu. Apoi decide să faci din zilele rele zile de creștere spirituală decide că Dumnezeu te-a lăsat să treci prin ceea ce treci, să te rogi mai mult, să te apropii de El mai mult, să citești Sfânta Scriptură mai mult. S-a creat timp în spital, ok? Nu numai să te tratezi de boala aceea, s-a creat timp să citești Biblia pe care nu am mai citit-o de multă vreme. Începe să vezi lucrurile așa. Ocazii de a crește spiritual. Așa cum spuneam înainte, Dumnezeu alege prin ce treci, tu alegi cum treci. Alege să ai o atitudine pozitivă. Așa cum am văzut video acela cu femeia care are doar, nu are mâini și care se descurcă fără ele, decide să faci ce poți tu face mai bine cu ceea ce există, cu ceea ce ți-a mai lăsat Dumnezeu după furtunile care au trecut. Apoi, concentrează-te asupra Domnului și nu asupra necazurilor. Concentrează-te asupra lui Dumnezeu și nu asupra necazului. Mulți dintre noi nu-l mai vedem pe Domnul. Este exact aceeași e, întâmplare în viața mea și în viața ta, ca și în viața lui Petru. Merge pe apă spre Domnul, este concentrat la Domnul, se uită în ochii Mântuitorului merge pe apă. Dar când a început să se uite la valuri, la vânt, la circumstanțe, s-a scufundat. Exact același lucru se întâmplă în viața noastră. Când ne uităm la circumstanțe, ne uităm la uh, realitățile necazului în care ne găsim, începem să ne scufundăm. Uită-te la Domnul, concentrează-te asupra Lui. Poate că n-ar strica să pui pe hârtie problemele tale acum. Du-te acasă, te rog, în seara asta, fă puțină liniște și ia o bucată de hârtie și pune pe hârtie problemele alea care le ai. De foarte multe ori, pentru că nu suntem organizați, mai ales noi, noi români, pentru noi este cam greu lucrul ăsta, să scrie pe hârtie. Pune pe hârtie necazurile care le ai. Vei vedea că nu sunt așa mari. Dacă nu le pui pe hârtie, nu, nu te gândești concret la ele, nu le concretizezi așa pe hârtie, ele plutesc în imaginația noastră și capătă niște dimensiuni foarte mari. Și mai ales seara, când te duci la culcare, dintr-o dată devin uriașe. Nu mai poți dormi după aia. Du-te, pune-le pe hârtie. Pune-le pe hârtie vei vedea că nu sunt multe. Vei vedea că nu sunt așa mari cum ai crezut. Vei vedea că au și alții problemele care le ai tu. Și apoi, în final, du-te cu hârtia aia înaintea Domnului. Du-te cu ele înaintea Domnului. Spune, Doamne, asta e cochilia asta. Mă ca un melc prin viață cu casa asta în spate îngrijorările, lipsurile, necazurile, suferințele, bolile, you name it. Mă tărăsc ca un melc cu ele, Doamne, dacă mă lași singur, am să, au să mă strivească. De eu sunt copilul tău. Vreau să aud când vorbești, vreau să primesc izbăvirea ta. Pentru că de, din pricina deznădejdii, a descurajării mele, și a robiei, și a suferinței prea lungi. Lucrurile astea m-au împiedicat să te aud. Vreau să te aud, Doamne. Vreau să fiu călăuzit de tine. du lista aceea înaintea Domnului și vei vedea că Domnul are soluții pentru lucrurile care tu ai crezut că nu există soluții. Dumnezeul nostru este mai mare decât problemele tale. Este cineva în această seară care are nevoie special să ne rugăm Domnului? Am văzut mâini de oameni care au spus că au fost descurajați. Poate că încă mai ești descurajat. Haideți în seara asta să ne rugăm. Vreau să ne rugăm în mod special ca Domnul să se atingă de cochilia asta și să nu, mai devenim niște, să nu mai fim niște melci care o cărăm în spate. Să căpătăm eliberarea, să avem o nouă atitudine o nouă perspectivă și să auzim vocea Domnului și să primim rezolvare de la el. Haideți să ne ridicăm în picioare. Este cineva care vrea să ne rugăm pentru el? Ridicați-o mână sus. Iată că sunt câteva mâini aici. Haideți să ne rugăm, Domnule, așa cum suntem și să ne rugăm cu credință, ca Domnul să ia poverile acestea, să îndepărteze descurajarea, Domnul să vină cu încurajarea Lui, cuvântul Domnului să ne aducă rezolvare și încurajare pentru situația în care ne găsim fiecare. Să ne rugăm Domnului. Doamne,